Vreau să vedem împreună discursul lui Crețu și să-l comentăm, pentru că Crețu a avut ieri un discurs care, evident, a fost ulterior, s-a rostogolit așa ca un bulgăr. Astăzi, Dinu Tudoran a luat atitudine. Haideți să vedem ce a zis. Va fi mult de muncă și fiecare trebuie să arate pe teren și la antrenamente să dăm mult mai mult și să fim mult mai concentrați. Și eu zic că o să fie bine. Să fim o adevărată echipă, să avem spiritul de echipă care ne-a lipsit. Și Edi, cum îl cunosc, te schimbă ca și om, ca și fotbalist, te schimbă mentalitatea, antrenamente fără pauză. Până acum mai mult stăteam la antrenamente și lucrul ăsta se vede. Cu mingea nu prea am lucrat ce trebuia. Și i-ați spus antrenorului că nu... Păi am discutat, dar... Sunt multe de rezolvat. Țin minte și ultima amical de la Buzău, și acolo am avut probleme și asta trebuia să ne dea de gândit. De asta să și vede în rezultatele nostru, în jocul nostru, sperăm să o reglăm. Dar eu sunt sigur pentru că îl cunosc bine pe Edi și mi-a și transmis multe lucruri bune și o să vedeți altă fața noastră. Fiecare jucător se va elimina singur, care nu va da 100% și nu va fi concentrat și la antrenamente și la meciuri. Ce ziceți? Bine, el ca jucător nu avea voie să vorbească. Păi înseamnă că n-a avut pregătire din Tudoran. Înseamnă că n-are preparator fizic. Un preparator fizic te aleargă, un antrenor te așează în teren. Vrea ceva de la tine, da? La mintea lui te aștept la orice. Sunt mulți jucători care nici nu înțeleg fotbalul. Dacă îl întrebi ce trebuie să facă el ca fundaș dreapta, are multe. Nu că îl apăr eu pe Dinu, că îl cunosc pe... Ca jucător fă-ți treaba, a plecat antrenorul, că de ce poate Steaua trebuie să-l dea de mult pe el afară. Că n-are valoare de Steaua. Realitatea are viteză, are ceva, dar n-are câte centrări de gol a dat în carieră. A trebuit să-l întrebe cineva, că joacă fundaș dreapta. Știi cum? Ca jucător trebuie să îți vezi de treaba dacă ca jucător. Dacă a schimbat patronul, vine alt antrenor, domne, o să muncim, mă bat pentru locul meu ca titular. Ce a fost în spate nu mai e valabil. Adică el știe mai multe din ce am înțeles, că Edi o să schimbe multe și alea. Probabil nu fi avut o discuție cu Edi. Nu că l-a avut la Mediaș. Că de-aia spune, că l-am avut la Mediaș. Dinu Tudoran vine pe de altă parte cu replica și zice, din punct de vedere fizic, n-ai ce să-i reproșezi lui Crețu. Dă 100% la antrenamente, el e deficitar la celelalte capitole. La antrenament, el trebuia să vină să centreze, dar centra în primul manechin, spuneau atacanții, când am început valii la centrare, trebuie să ne repliem, să nu ne prindă pe contra. Hai, vezi, i-a răspuns frumos. Are vârf. Păi câte centrări de gole a dat, mă? Eu nu știu că este instantul. Anul trecut s-au luat foarte multe goluri din vina lui Crețu. Nu știu ce a fost cu acele declarații. Probabil că a vrut să se pună bine cu Edi Iordănescu. N-am știut că avem un metodist. N-am știut că avem un metodist la echipă. Nici Toni Petre n-a știut. Să-l pună pe el metodist, să câștige campionatul, a spus la Pro X. În fine. I-a răspuns frumos, ai văzut? Foarte frumos. Eu l-aș întreba pe dumneavoastră, păi și dacă a greșit atât de mult, ce-l băgai în echipă? Păi dacă n-avea altul? Cum să nu? Păi era Hlăruț, era... Lampard, care mai juca pe acolo. Bine, poți să faci improvizații. Când ești în situația asta și tu faci ce ți se dictează și accepti să te duci într-un loc de faci, măcar taci din gură. Pentru că s-ar putea și Crețu să aibă dreptate într-un fel... Nu știu cât înțelege el, cum înțelege vorba ta, că ai dreptate. Dar nu înțelege, eu sunt convins că în momentul în care un grup, și nu vorbim numai de fotbal, oriunde, în momentul în care un grup de angajați știe, acel grup, că decizia nu ia șeful grupului, care să dă el mare lider, ci decizia vine întotdeauna din partea altă, respectul față de acest șef nu va mai exista. Pentru că oamenii ăia spun, bă, degeaba eu ți-arăt ție la antrenament că-s cel mai bun, că tu nu mă bagi în echipă, că nu-i treaba ta să mă bagi tu în echipă. Nu e fișa postului, nu scrie la tine în fișa postului că tu mă bagi în echipă. Și atunci eu trebuie să-i demonstrez ăluia care... Dar ăla ce să fac? Să-și pune camere, să uite la mine să vadă dacă mă antrenez. Dacă nu sunt camere, fac și eu ce vreau. Adică să fim obiectivi, pentru că și Toni Petre, tot ca un secund a fost perceput, dar diferența între ce juca FCSB-ul cu Toni Petre și ce a jucat cu Dinu Tudoran în etapele astea, mie mi se pare de la cer la pământ. Inclusiv felul în care s-au exprimat anumiti jucători, adică Toni Petre, cu toate, cu râsul lui, cu poantele aia de la sfârșit, le masca mereu. Dom'le, ți l-a făcut pe Moruțan principalul pasator al campionatului, eu tot spun lucrul ăsta. Ți l-a transformat pe Tănase în golgheterul campionatului. Octavian Popescu cu el a făcut un campion remarcabil pentru vârsta lui. Olaru a jucat bine, adică Toni Petre
ai văzut roadele muncii lui. La Todoran n-am prea văzut nimic în etapele astea. E adevărat că nici n-a avut foarte mult timp la dispoziție, cine știe. No, eu știu ce vă spun. Un jucător de fotbal, dacă e profesionist, nu-l interesează să vorbească de un antrenor. Deci, că Crețu nu l-a respectat pe Todoran, asta e. De ce nu-l respectă? Sunt multe. Multe a zis Andrei din ele, nu vreau eu să vorbesc. Ai înțeles? Dar ca jucător trebuie să înțeleagă că, dacă e acum, să-mi zic eu, câte centre de gol a dat Crețu în 10 ani de carieră? Are 10? N-are. Cum? Ai văzut, Dinu l-a luat la mișto, că a dat, dădea la aia, atacanții fugeau înapoi să strângă, că era contraatacă, el dădea în primul. Manechin, hai mă, ce dracu, la, frumos. Am așa Dinu, ce să-i spună? Băi, am fost pus, așa s-a dus și Bogdan Andone, așa s-a dus și Tejea, așa a fost și Petrea, dar la Petrea, parcă atunci a fost și mai frumos joc de atac al lui Steaua. Da. Nu de apărare, că aveau niște probleme iară, că acolo au pierdut ei campionatul.